Dezbatere intensă și în pauza publicitară. Premieră, membrii CNA în platoul unei emisiuni discutând despre așa numita propagandă rusă și încercând acum să abordeze o serie de evenimente la zi care sigur ne interesează, până ajungem să vorbim despre Vladimir Putin, pornind de la afirmații făcute de un fost trainer al lui, specialist în limbajul semnelor, în body language, în limbajul corpului. Avem însă alte teme importante. Se creează armata europeană. Mi se pare o informație peste care nu poate să treacă nimeni în acest moment și care sigur va fi interpretată în fel și chip. Ca o încercare de a ieși de sub tutela NATO, există deja astfel de interpretări în presa occidentală. De sub tutela americană, nu NATO. De tutela americană, în primul rând. Ministrii afacerilor externe și ai apărării din Uniunea Europeană, articol din La Libre Belgique, au adoptat o nouă politică de apărare comună, care va permite UE să constituie forțe de reacție rapidă. Documentul, deci există un document, include o strategie privind constituirea unei forțe militare de 5.000 de combatanți și angajamentul de creștere a cheltuielilor militare pentru ca UE să fie în măsură să efecteze singură intervenții până în 2025, deci nu foarte târziu, până în 2025. Se invocă acolo un articol și în alte articole europene situația din Afganistan, adică UE nu trebuie să treacă niciodată prin situații de genul ăsta, de gringoladă și așa mai departe. E un început interesant în care ne vom trezi cu armata europeană și o ieșire de sub tutela americană. Da, avem această armată. Și dacă vă rog, dacă îmi permiteți un răspuns. Această dezbatere în legătură cu armata Uniunii Europene este o dezbatere veche. Macron, în primul și în primul rând, ea nu s-a putut crea din cauza participării și a finanțării acestei armate. Adică cât la sută din produsul intern brut alocă o țară pentru înzestrarea militară. În al doilea rând a fost autocenzura pe care și-a impus-o Germania de a se înarma, asta datorită rolului pe care l-a avut în cel de-al doilea război mondial. Și da, într-adevăr au fost discuții și analize în legătură cu dacă se dublează sau nu, sau cum poate fi interpretat în raport cu NATO. Ei bine, țările baltice, Ucraina, de foarte mulți ani au avertizat că există un pericol. România a făcut-o. Există un pericol. Aici, hai să analizăm un pic și greșelile care s-au produs dinspre Occident. Și anume, acea stare letargică, acea stare emoțională, parfumată, cum că nu se întâmplă, nu se poate întâmpla așa ceva. Ei, iată că s-a întâmplat. Ne-l amintim pe Macron. Și atunci, noi nu discutăm despre o armată similară, o armată, adică cei care ne urmăresc să nu-și imagineze niște unități militare puse într-un loc și gata, aia este armata. Nu. Se creează, de fapt, niște mecanisme. E o distinție foarte importantă. Niște contingente mobile, da, probabil. Niște mecanisme care trebuie să poată să reacționeze mult mai repede. Ei, iată că totuși războiul din Ucraina a început de 3 săptămâni aproape, da? Iar trupele care au început să apară în România, în Polonia, și spun România și Polonia pentru că sunt țările cu cele mai lungi distanțe de graniță cu Ucraina, trupele au apărut după 5, 6, 7 zile. Deci s-a constatat că este nevoie de mecanisme mult mai rapide. Românii să nu-și imagineze că vom crea încă o armată și armata română va trebui să ducă trupe și așa mai departe. Nu, va trebui să contribuie și armata română cu niște eventuale efective. În primul rând contribuim la siguranța proprie. Este o idee foarte proastă. Pentru că o armată în plus nu va crea decât confuzie, în primul rând pe mecanisme, da. Va crea tensiuni suplimentare, rusul se va enerva și mai tare, riscăm replici la care nici nu ne gândim acum, riscă să se deterioreze relația cu Statele Unite, să nu uităm că un președinte imediat anterior actualului a fost foarte supărat pe NATO și a dat cu tifla celorlalți membri NATO că nu cotizează destul și s-a retras, semi-retras din NATO. Cu o armată europeană în curte, NATO va părea cel puțin redundant. Dar tensiunea cu Statele Unite există. Deci, din punctul meu de vedere, este o bombă pe care o construim singuri. Acum, atenție, tot ce am spus acum, am spus în sprijinul tău. Am înțeles. Eu spun atât. Deci, și eu zic la fel. Ca să subliniez ce ai spus mai devreme, pot să amintesc că în acest context, chiar și astăzi există astfel de afirmații ale unor personaje
politice proeminente din Europa, deși termenul ăsta poate astăzi nu mai e justificat. Ce-am spus eu, spun oameni importanți? Da. Wow! Prim-ministri. Deci, fii atent, Mădălin, numai puțin, că suntem pe tema propagandă. Francezi, deci, olandezi, care spun... Tu, ca să scapi de amendă... La fel. Ca să domnul scapi... Mircea Toma, deși noi suntem 11, domnul Mircea Toma, colegul meu, așa face și în cadrul Consiliului. Asta ca să știi și ceilalți moderatori, de ce și-au amenzi. Ok. Deci, hai că, dar lasă-mă să spun. Eu cred că ideea e foarte bună. Există deja dispute serioase pe tema, petrolului și a gazului rusesc. Lasă să-și termine. Lasă-mă să-i răspund. Da. Eu cred că o idee e foarte bună. A mea? Nu. Nu, asta cu armata europeană. Aceia liderilor. Eu sunt un federalist european, un europenist federalist, cum vrei. Deci sper să trăiesc suficient încât să apuc o Europa federală. Statele Unite ale Europei, care obligatoriu va trebui să aibă o armată proprie. Atunci îi zici stat, ai dreptate. Da, deci a trebuit să aibă. Eu cred că e inevitabil, adică nu, privind istoria omenirii. Ales după decizia Germaniei. Eu cred că e inevitabil, adică ăsta e drumul. Drumul nu e spre fărâmițare, pentru că de când au luat primii oameni pietrele, tendința a fost de aglutinare a oamenilor, a organismelor umane și nu de faptul că, din păcate, au fost... printre care și fostul președinte pe care l-a invocat, sper să nu mai fie niciodată, și care a bătut foarte mult monedă pe naționalism și pe suveranism și pe fărâmițare în loc de unitate, încă o dată sper să fie doar un accident. Eu cred că este inevitabil, adică eu cred că Europa într-acolo merge. Poate nu cu toate țările membre de acum, poate nu toate vor fi capabile sau doritoare să facă parte într-o primă fază dintr-o Europa federală, dar eu cred că într-acolo merge. Și eu cred că în acest moment o Europa, din punct de vedere militar, ceva mai maleabilă și ceva mai rapidă în reacție ar folosi, pentru că în acest moment, și nu în acest moment, de foarte mult timp, multe din interesele americane nu coincid cu interesele europene sau interesele țărilor din Europa. Da. Hai să urmărim totuși și sper că suntem pregătiți un discurs, un fragment dintr-un discurs al președintelui american Joe Biden, care ne descrie noua lume în care vom trăi sau trăim. Suntem pe cale să trăim, să o descoperim. E ok? Avem materialul? Subtitrat? Bun, hai să urmărim. You know, we are at an inflection point, I believe, in the world economy. Not just the world economy, in the world. It occurs every 3 or 4 generations. As one of the top military people said to me in a secure meeting the other day, 60 million people died between 1900 and 1946. And since then, we established a liberal world order, and that hadn't happened in a long while. A lot of people dying, but nowhere near the chaos. And now is a time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. We've got to unite the rest of the free world in doing it. O nouă ordine geopolitică, o nouă ordine mondială, vorbește președintele Biden despre o nouă ordine mondială. Asta cu informațiile cu 60 de milioane de oameni care au murit, cred că au murit mai mulți. Probabil se referă la război, strict la război, la evenimente de genul ăsta. Dar alimentează, să zicem, o serie de teorii care circulă pe larg pe rețelele de socializare. În primul rând, e vorba de o confuzie care se poate face între oculta mondială și această nouă ordine mondială. Noua ordine mondială nu trebuie tradusă în sensul că toată lumea aliniera aici și toată lumea execută. Deja ceea ce încep eu să spun acum este o diversiune și începe să pară a fi o speculație, o teorie a... Deci lumea nu trebuie să-și imagineze așa ceva, că cineva, inevitabil, sunt unii care stau la o masă și decid niște lucruri anormale. Nu, din punct de vedere economic, înainte de a începe războiul din Ucraina, în primul rând din punct de vedere economic și al resurselor, economiile mondiale se schimbă, se modifică. Atitudinea economică a Chinei deja a produs niște modificări majore. Cutremurul instituțional care s-a petrecut în Statele Unite sub dezastruoasa administrație Trump a produs schimbări economice. Sunt alții care laudă din pe punct Trump de vedere militar. Retragerea din Afganistan
iarăși a produs jumate din americani îl laudă pe Trump în acest moment. Potrivit sondajelor. Sunt iarăși de altă părere. Eu cred că o noua ordine presupune resetarea. Și fără resetare nu se poate face nimic. Abia se resetarea adică mondială, care a început prin vaccinare, și era salune când nu, eu știu asta, am citit, am auzit, da. Deci, resetarea... Induce în eroare publicul. Stai puțin, nu. Trebuie să avem umor și să fim puțin mai liniștiți și iată un moderator înțelept, ia puțină distanță și privește cu suspiciune toate lorile de cuvânt și atunci nu calcă pe bec. Există, dar nu, nici nu putem fi atât de ignoranți încât să nu ne dăm seama că există niște jocuri, există un război nevăzut între marile puteri sau mai vizibil de altfel, are elemente vizibile. De există ce niște reașezări, există niște reașezări și nu cred că, mă rog, ca jurnalist în acest moment trebuie să spun ăștia sunt mai curați este decât vizibil, ceilalți. Domnule Ionescu, momentul în care... Într-adevăr, nu avem resurse suficiente, există o bătălie pentru resurse, sunt zone, resurse naturale care încep să dispară. Este totul vizibil, domnule Ionescu. Concept, lasă-mă. Dacă există o altă viziune globalistă, cea a sustenabilității. Adică, atâta timp cât resursele sunt limitate, noi trebuie să gândim altfel globul, să ne simțim acasă pe glob și să încercăm să facem o nouă ordine cu totul alte insegni. Nu cred că el s-a gândit la această evenimentul ordine de acum, care, un război în plină desfășurare și care, în raport cu, să zicem, alte conflicte, poate să pară minor, ar putea fi depășit de o serie de evenimente care în viitor s-ar putea produce. Pentru că există, într-adevăr, în acest moment, o încordare a mușchilor între marile puteri și lucrul ăsta e vizibil. Adică nu știu dacă putem băga sub preș astfel de informații. Spuneai mai înainte că e vorba de ceva ascuns, de o resetare sau de niște discuții ascunse. Nu sunt discuții ascunse, sunt și elemente care țin de jocurile de inteligență. Ele sunt, dacă te uiți pe burse, dacă te uiți în schimburile economice, sunt cât se poate de vizibile. Și vor fi și mai vizibile. Populația care este neinformată suficient de mult, da, poate să perceapă asta sau populația care nu reușește să înțeleagă anumite mecanisme internaționale, poate să o perceapă această reașezare mondială ca fiind ceva ocult. Provenind dintr-un grup care decide împotriva normalului sau chiar apelând, cum se spune, la acest război. Am auzit și acest narativ. Tu ești a cipat. Trebuit... Cum? Tu ești cipat. Da, sunt cipat. Recunosc, m-am vaccinat de 3 ori. Deci 5G-ul îl controlează. Așa este. Am auzit acest discurs, cum că iată a fost nevoie de un război în Ucraina pentru ca Statele Unite sau Europa și așa mai departe. Nu. Îmi pare rău. Atunci, în dezbaterea publică dintre Hillary Clinton și Trump, acum câțiva ani buni, exista o emoție destul de puternică și în mediul occidental, european în mod special, dar și în Statele Unite, dacă va ajunge președinte Hillary, războiul cu Rusia era inevitabil. Adică sunt și niște elemente pe care nu le putem ignora din jocul marilor puteri, al zonelor de intelligence, al unor lupte care se dau în zonele de culise, la care oamenii obișnuiți oricum nu au acces. Adică nu poți să spui, nu există nimic prestabilit sau nu sunt cercuri sau structuri de putere care nu-și propun ceva, că toate au motive. Toate au motive. Și chinezii au motive. În diplomație prestabilit. Sunt niște strategii, la modul ăsta de strategie, domnul Jucan, la modul de strategie. Strategie națională. Și frică să mai spun teoria conspirației. Dacă, se și banalizează pe bune, dintr-o de perspectivă. Există, cu adevărat. Că, toată discuția asta despre ce se întâmplă în spatele a ceva ar fi însemnat, de exemplu, că războiul în Cecenia n-ar fi trebuit să existe. Ce explicație ai pentru războiul din Cecenia, care este atât de îmburit cu spațiului fost sovietic, încât și ce Trump sau cineva ar fi avut interes să pună acolo o gămălie de foc? Corect. Și să... Corect. Da. Deci nu merge totul cum vrea oculta mondială, contează foarte mult și ce vrea Ion. Sigur că Ion da. De acasă de la el. John. Nu Hans. Cred că nu... Toată lumea a fost convinsă că războiul ăsta nu va exista. Că va fi Ion doar a spus că va exista, 24 de ore... Se termină. Da. Și eu m-am temut de Da, asta are și reciproca. Asta nu înseamnă că niciodată nu. În spatele unor evenimente pe care evident, oamenii le iau ca fiind
Teoria conspirației spune că numai asta este explicația a tot ce se întâmplă. Dar eu cred, este clar că în acest moment există un război, există un conflict ascuns între Statele Unite și China. Deci există o concurență economică, în primul rând. Rusia... Îmi pare rău, serviciile secrete americane vorbesc chiar de confruntări. Bun, eu nu sunt din serviciile secrete, deci mai greu. Rusia pe undeva își dorea prin raporte oficiale să-și recapete un statut de putere, cel puțin, dacă nu mondială, măcar în regiunea sa. Deci, în acest moment, acest război, chiar dacă nu a fost, nu știu, nu pot să speculez, chiar dacă n-a fost stimulat de astfel de conflicte ascunse, sunt convins că va servi acestor conflicte. Bun, apropo de... Nu e amendă. Nu, da. Observi. Apropo de luptele dintre marile puteri. Avem viziuni diferite. Pentru că mai avem câteva minute. Așa. Există un economist rus, Dimitri Potapenko, care a răspuns la întrebările unui site românesc, hotnews.ro. Și care zice niște chestii interesante despre momentul în care rușii ar putea simți cu adevărat efectul sancțiunilor. Are o pledoarie în fața Occidentului, în sensul în care Occidentul ar trebui să înțeleagă că Rusia nu înseamnă doar orașele ei, și că este un spațiu cu divergențe și deosebiri masive, este un continent întreg și n-ar trebui sancționată la fel. Asta era ideea. Și că oligarhii ruși, de exemplu, nu vor ajunge niciodată la Putin să-l influențeze și așa că o parte dintre sancțiune care se adresează unor oligarhi care strict aveau atribuții economice nu o să aibă niciun efect pentru a-l influența pe Putin. Dar zice așa, dacă e să facem o paralelă, acum noi suntem abia la vârful unui roller coaster, deja am văzut cam pe unde ne vom prăbuși, avem centuri care ne țin, însă în curând ne vom prăbuși astfel încât să ne taie respirația. Acest lucru se va întâmpla în perioada 10-20 aprilie. Asta o spune un economist rus destul de influent. Însă, pe mine mă interesează că l-avem și pe Mircea Toma prezent în platou, o chestie interesantă pentru finalul emisiunii. Există o dezbatere intensă pe toate posturile TV legate de boala, maladia lui Vladimir Putin. Cât de bolnav e? Ce afecțiune are? Dacă are cancer de colon, dacă are, am văzut asta, dacă are paranoia, dacă suferă de schizofrenie, dacă are Parkinson, dacă are Alzheimer. Toată lumea, indiferent dacă are pregătire în domeniu sau nu, știe că Putin este bolnav. Este extrem de bolnav. Sigur că îi se pot găsi. Sunt argumente în sensul ăsta. Era bolnav până... De mic avea niște probleme, asta e clar. Un foarte bun prieten de-al meu, care încă mai funcționează în Danemarca, el e american, a lucrat în România ca antropolog în perioada ceaușistă. Este singurul american care a făcut Ștefan Gheorghiu. Se pare fabulos. Da. Și foarte drăguț și vorbește românește ca un ungur. Deși în Steve Simpson, de aceea american, a trăit. Și el a scris o carte despre zvonuri în România. Primul zvon, zvonuri pozitive, zvonuri negative. Primul zvon pozitiv era Ceaușescu are cancer. A publicat textul ăsta. Un cancer de care nu mai murea. Securității au trebuit vreo 2 ani de zile ca să-l citească și să-l oprească atunci când încerca să revină în România. L-a oprit pe aeroport, aia a fost ultima lui vizită. Da, sunt zvonuri. În lumea în criză este însetată, și asta spune psihologia socială, însetată de informație. Fața lui spune că ar avea vreo boală, adică putem să ne decidem în sensul ăsta. Există un specialist, un australian, care chiar e bun. A fost supranumit Dr. Body Language, pentru că e expert în limbaj corporal. Se numește Alan Pease, a dat niște interviuri, există și o sursă românească, care i-a dat un interviu la un moment dat. Ăsta zice că l-a antrenat pe Putin de când era, în perioada în care era locțiitorul primarului din Sankt Petersburg și l-a învățat să aibă anumite abordări în public din perspectiva limbajului corporal. La modul care să-și controleze nervii, că era un tip destul de impetuos, din punctul ăsta de vedere, chiar dacă KGB-ul învățase să fie imobil facial. De exemplu, așa anumită poziție de turlă, gestul ăsta așa, care i-ar fi dat o anumită anvergură lui Putin. Și zice că, într-adevăr, în ultimele luni, pe lângă faptul că s-a îngrășat și ar fi invadat cu niște substanțe, există date destul de serioase după manifestările lui, că are o paranoia care este din ce în ce mai evidentă. Permiteți-mi din modul în care îi ține la, în mese, aici, la distanță. Și eu, și da. Dar vreau să întreb psihologul. Așa, vă rog. Deci, sunt zvonuri. Zvonuri au fost și despre Trump. Da? Că este labil psihic, că este bolnav, că nu mai poate, că nu este el și așa mai departe.
Există chiar o carte, bolnavii care ne guvernează. Și ia acea carte, ia la rând inclusiv liderii occidentali. Vreau să spun, ce vreau să spun cu asta? Da. Pentru noi, noi, și nu mă refer la Putin, mă refer noi, când spun noi, mă refer la Occident. Importante sunt instituțiile. În Statele Unite, instituțiile sunt cele care au, care au rezistat șocului, undei de șoc creată de un om. Pentru noi este esențial, inclusiv în presă. Deci instituția este presei, totuși dezbaterea... Instituția presei trebuie să reziste. Instituția, administrația prezidențială din România trebuie să reziste pentru că este administrația prezidențială și pentru că ne reprezintă pe toți. Și abia în momentul în care societatea românească va reuși și jurnaliștii vor reuși să facă distinția între instituție și oamenii care vremelnic le ocupă, așa cum și noi vremelnic ocupăm pozițiile de demnitate din CNA, abia atunci societatea va reuși să aibă pretenția ca în momentul în care se duce la vot să nu mai trimită pe oricine în instituții. Înțeleg așa. Asta, e dar corect, acum, dar discutăm despre altceva. Psihologul trebuie să... Discuție foarte importantă. E irrelevant. Da. Pentru că surse de inteligență, dar și președintele american, dar și alții, ne-au intoxicat cumva cu ideea că Putin e atât de dezechilibrat mental, încât oricând ar putea trimite o bombă, fie chimică, da, fie nucleară. Și dacă e un fake news venit tocmai din Rusia? Păi nu, da, întreb. Nu. I-am auzit pe oficialii americani spun întreaba asta, Antony Blinken. Dacă e amendă pentru că a expus bolile unei persoane. Nu le-a spus ce sunt. Nu, că nu s-a uitat într-un dosar. Nu am spus că suferă de boli. Medical. Eu spun că există o dezbatere în care apar... din ce a spus un doctor. Nu, ai voie să un dai doctor? Date nu, medicale. Nu. Deci există asta pentru telespectatori. Există articol care protejează demnitatea umană. Și dacă ai o boală, acea boală asta e altceva. Nu este voie să fie făcută. Ce facem cu... Ok, Putin poate că are niște Putin probleme. Are dreptul la apărare. Dar care e relevantă? Nu, amenințarea pentru opinia... Există... Foarte mulți români încep să fie extrem de marcați după o perioadă foarte grea. Din cauza bombardamentului informativ și în pandemie, am ajuns să ne luptăm între noi. Clar că trebuie să existe o responsabilitate. Acum, în fiecare zi, ni se spune că Putin ar putea să trimite o armă chimică. De aici apar aceste reacții în sondaje pe care le-ați invocat. De aici o serie de spaime sau poate de reacții care ar putea deveni periculoase pe termen lung pentru România. Eu le consider o manipulare și chiar dacă vin unele și din Statele Unite, pot veni exact... Eu vă întreb, credeți că Putin e capabil să... Domnule, ăsta e nebun, nu te pune cu el. Îl întreb pe psiholog. Acest om cu plin de botox sau ce-o fi în fața lui, că e clar că are probleme, care s-a îngreșat și care... e din ce în ce mai impetuos în relațiile cu subalternii noi. Are profilul unui personaj care poate oricând să trimită o armă chimică, să folosească un astfel de instrument în această bătălie? Din punctul bătălie de vedere al psihologului, da. Pentru că un om care a putut să trimită bombe în teatru, clădiri, da, nivelul lui de responsabilizare este deja evaluabil din ce a făcut până acum. Activitatea unui om este principalul criteriu de diagnostic. Nu ce vezi, ca psiholog, din punct de vedere psihologic, comportamentul este cel mai bun predictor. Mulțumesc. Deci ce a făcut până acum poate să facă în continuare. Dar să ne păstrăm calmul și optimism. Buna dispoziție. Calmul și optimism. Suntem safe. Mulțumesc mult pentru prezență. Poate că vom reedita emisiunea asta cu diverse alte teme. Mulțumesc, Mircea Toma, mulțumesc, Valentin Jucan, mulțumesc, Radu Herjeu. Ne revedem mâine seara de la ora 21, o nouă ediție importantă, interesantă. Mulțumesc și Only Informer pentru ținuta din această seară. Ne revedem așadar mâine, rămâneți cu Metropola TV, o seară liniștită tuturor.